sunt în industria de tech de 10-11 ani și culmea ce m-a atras, nu sunt programator, ce m-a atras la industria de tech sunt oamenii. Am avut pe lângă agenția de marketing, am început practic în zona asta de antreprenoriat cu o organizație non-profit, făceam programe de educație antreprenorială pentru tineri și așa am intrat în contact cu zeci, sute de antreprenori din România și mi-au plăcut foarte mult cei din zona de tehnologie, mi s-au părut mai deschiși să împartă și am zis, ok, cam ce ar trebui să fac eu ca să ajung și eu să lucrez cu oameni ca ăștia zi de zi și așa am ajuns în tech. Eu mi-am dorit foarte mult să scriu și prin natura a ceea ce fac astăzi încă reușesc să scriu, nu atât de mult pe cât mi-aș dori, dar lucrurile se puneau pe vremea mea, când am terminat liceu, problema se punea așa, dacă te duce capul, te duci la Politehnică, dacă nu te duce capul, hai încearcă măcar la ASE. Așa am ajuns eu la ASE, astea erau discuțiile cu ai mei, înțelegem că nu te duce capul să intri la Politehnică, dar hai totuși la ASE. Cu tricoul ăla bun de acasă. În zona asta de tech toți suntem foarte, foarte casual. Îmi place să mă îmbrac smart casual, de cele mai multe ori depinde de cât de grăbită sunt. Lucrurile s-au schimbat fundamental. Dacă am fi stat de vorbă acum 6 luni, lucrurile ar fi stat total diferit. Am un băiețel de 4 luni acasă, ceea ce înseamnă că în momentul în care trebuie să ies pe ușă, ies foarte rapid pe ușă și nu mai am timpul pe care l-aveam înainte. Așa că de cele mai multe ori sunt blues, tricou și hanoracul cu Revolut, o pereche de Adidas confortabil. Pentru mine, când vorbesc de fashion și când vorbesc de modă, pentru mine funcționalitatea e cuvântul cheie. La fel cum vorbeam despre tehnologie, ce-mi face viața mai bună și ce doar mă încurcă, la fel este și fashion-ul pentru mine. Pentru mine e foarte important să fie practic, e foarte important să fie funcțional și să fie comod. Am admirat tot timpul doamnele și domnișoarele care merg pe tocuri cui de 10-12 cm. Eu n-aș putea să fac asta. Bine, am și un 84, deci am o scuză, dar merg ca o rață pe toc. Și atunci n-aș vedea niciodată utilitatea de a merge pe tocuri. Iar în zona asta de fashion, cred că mama m-a învățat un lucru foarte important când eram mică și anume nu purta ce e la modă, poartă ce ți se potrivește ție. Așa că am încercat, mă orientez întotdeauna spre piese evergreen și spre smart casual. Un alt lucru care îmi place foarte mult la industria de tehnologie este că este o industrie a esențelor și nu a aparențelor, în care aparențele contează foarte puțin. Dacă intri în biroul nostru din București sau în biroul nostru din Londra, oamenii o să fie îmbrăcați la tricou, casual și funcțional. Îmi plac lucrurile comode, îmi place să mă simt confortabil și mi se pare că, în general, sunt anumite haine care se potrivesc cu personalitatea ta sau nu. Cumpăr foarte mult online, văd poze și mă gândesc, wow, cât de mișto e rochia asta, trebuie să mi-o cumpăr. Și o cumpăr și o probez și îmi vine bine, dar nu mi se potrivește cu personalitatea. Cred foarte tare că e foarte important să ții lucruri care te caracterizează și care se potrivesc cu personalitatea ta. Am câteva piese care îmi plac foarte mult și pe care le port de regulă la evenimente. În general, fiind un cumpărător compulsiv, care cumpără exclusiv online haine, cred că n-am mai călcat într-un magazin de haine de multă, multă vreme, am întotdeauna în șifonier ceva articole vestimentare care au eticheta pe ele și de care am uitat de multă vreme. Deci, înainte de un eveniment, nu-mi place să las lucrurile exact înaintea evenimentului, pentru că atunci mă stresez, ci mă uit cu câteva zile înainte și atunci descoper ce am mai cumpărat cu eticheta pe ele, le probez, sunt foarte încântată și... E foarte ordonat. Sunt obsesiv-compulsivă și cu ordonarea. Sunt ordonate pe culori, pe mărimi. Am hainele de grasă, hainele de slabă. Cred că femeile mă înțeleg cu asta. E plin, e foarte, foarte plin, iar o mare provocare pentru mine acum, am tot citit, aș vrea să merg în direcția de minimalism, aș vrea să am mai puține piese, în așa fel încât să simplific, practic, așa cum spuneam, nu mai am același timp de investi în a răspunde la întrebarea cu ce mă îmbrac astăzi în fiecare dimineață și atunci aș vrea să merg în direcția de minimalism, am tot încerc de vreo 2 ani de zile să fac chestia asta, sper că la un moment dat să-mi iasă și să pot renunța cel puțin la jumătate din dressing, pe care oricum nu-l port, dar nu mă lasă suflet. Cea mai mare realizare personală este băiețelul meu, deși nu-l consider o realizare a mea în sine, e realizarea lui. Cred că e
e proiectul care mi-a adus cea mai mare bucurie. La realizări profesionale aș fi putut să-ți răspund mai ușor pe partea de personal e asta, și mai este faptul că am reușit la o vârstă destul de înaintată să mă apuc de echitație și să mă țin de echitație, să-mi găsesc un hobby în afara muncii. Hainele le-am luat înainte de a mă duce periodic la echitație. Arată foarte bine, ba chiar am fost foarte surprinsă când mi-am cumpărat inițial ghetele și cizmele de echitație. Nu erau în trend modelul ăsta, iar acum se poartă peste tot și le folosesc în continuare în activitatea de zi cu zi. La echitație nu mai ajung, din motive obiective. Ca realizare profesională, cred că e faptul că am reușit să lucrez cu un startup în tehnologie și să-l duc până la 1 milion de utilizatori în România și faptul că reușesc să replic asta cu cel de-al doilea startup în tehnologie. Cred că astea sunt pentru mine cele mai mari realizări profesionale.